Hai să vă zic cum să nu pățiți ca mine și să nu faceți ca mine. Iarna asta am distrus două baterii. Da, am avut două mașini care au cam stat, nu prea le-am folosit pentru că nu am circulat foarte mult cu mașinile iarna asta și cu toate că nu a fost o iarnă foarte, foarte geroasă, am distrus două baterii. Cred că pe una dintre ele, cred că am reușit să o salvez, dar una dintre ele clar nu se mai poate recupera E o baterie rombat care, nu știu, are vreo 2 ani și ceva, dar atât de bun a fost încât s-a dus efectiv, nu mai are nicio șansă. Pe una dintre aceste două, o altă baterie care e un Bosch, cred că am șanse să o readuc pe linia de plutire. Însă dacă aveam acest dispozitiv, nu pierdeam nicio baterie. Vorbim cu un prieten, îmi zice, băi, du-te și uite-te pe la Kaufland, pe la Lidl, că o să găsești un astfel de dispozitiv care te poate ajuta să păstrezi bateriile în viață, mai ales pe perioada iernii, când nu prea folosești mașina, să poți să treci un curent prin aceste baterii ca să nu se distrugă. Și zic, băi, uite o idee bună. Apropo, Kavlan și Lidl sunt în același grup, deci dacă nu le găsiți într-un magazin, sigur le găsiți în celălalt. Fix asta a fost și discuția pe care am avut-o cu acest prieten al meu și fix așa a fost astăzi când am intrat în Kaufland, m-am dus direct și m-am uitat. Ăsta este un dispozitiv de, pe care ar trebui să îl aveți, pentru că nu este foarte scump, este 69 de lei și dacă nu porniți mașina în fiecare zi pe sezon de iarnă, în sezonul rece, ăsta vă poate salva bateria. Hai să vedem ce găsim aici. Putem considera asta a fi un fel de unboxing, să zic așa, și o să caut imediat un cuțit sau un dispozitiv, ceva ca să putem să tăiem acest sigiliu și să vedem ce găsim aici. Nu știu exact cum se numește într-un termen popular, dar o să ne uităm acum pe acest manual să vedem încărcător de baterie auto. Și are două mici borne, doi cleștișori. Cablurile sunt destul de subțiri, destul de firave. Însă, în teorie, el ar trebui să mențină bateria în viață. Și v-am zis, pentru 69 de lei, Sincer, nu că nu știam de el, știam, dar am fost atât de aiurit încât efectiv am omis să îl iau în calcul și în felul ăsta cred că am distrus cel puțin o baterie din două, dacă nu, sper să nu le fi distrus chiar pe amândouă. Hai să găsim și limba română să vedem ce ne spune că facem. Facem așa o scurtă lectură de seară. Pentru că putem afla câteva lucruri de aici. De asemenea, dacă vreți să facem un review la acest dispozitiv, aștept de la voi un comentariu. Pentru că am o baterie pe care pot să experimentez și să probez dacă face vreo treabă și cum se mișcă. Încercarea 169 de lei nu este una foarte scumpă. Avem aici câteva indicații cu privire la conectare. Apropo, butonul de subscribe este la dispoziție și dacă ne uităm la uh, acest punct cu privire la înainte de punerea în funcțiune, să avem așa, scoateți din ambalaj toate componentele, scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de a efectua operațiuni, Mă rog, în continuare trebuie respectate prevederile producătorului, autovehicului, curățați polibateriei, adică trebuie să curățați bornele acolo. Uh, Okay. Asigurați o resire suficientă. Indicație pentru conectare. În cazul unei baterii montate permanent, deconectați înainte de procesul de încărcare și conservare cablul de conexiune al polului minus, cel negru al autovehicului, de pe polul minus al bateriei, adică scoateți borna de minus de pe, de pe baterie. Polul minus al bateriei este de regulă conectat la caroseria autovehicului. Deconectați apoi cablul de conexiune al polului plus, cel roșu al autovehicului de la borna bateriei. Apoi conectați clema de conexiune cu contact rapid al polului plus al încărcătorului la bateriei auto la polul plus al bateriei. După care conectați clema de conexiune cu contactul rapid al polului minus, cel negru, la polul minus al bateriei. Conectați cablul de rețea al încărcătorului de baterie auto la priză. În cazul conectării inversate a bornelor de ieșire se aprinde simbolul de polaritate inversă precum și indicatorul de eroare. Deci are o protecție, ceea ce vă poate proteja să nu cumva să faceți vreo nefăcută. Să țineți cont de acest aspect, să nu încurcați bornele, să le puneți invers, pentru că nu prea e ok. Standby și măsurarea tensiunii. După conectarea alimentării cu tensiune, aparatul se află în modul standby. Simbolul standby se aprinde dacă bornele de conectare sunt conectate. Tensiunea bateriei este indicată cu pe afișajul LED. Tensiune. O să ne uităm și pe uh, această secvență, că sunt câteva notări aici cu 30, bănuiesc că un e se desen undeva. Segmentele afișate de stare sunt goale. Dacă tensiunea măsurată se situează sub 2 V, respectiv 15, bateria nu este încărcată. Pe afișaj apare pentru scurt timp mesajul eroare. Baterie de 6 V. Dacă o baterie este măsurată în domeniul de tensiune 2 și 7,5, poate fi selectat programul 1. În ce are să înțeleg și niște programe baterii de 12V și regenerare. Dacă este identificată în domeniul critic de tensiune 7,5 și 10,5, aparatul verifică dacă este vorba despre o baterie de 6V, de 6V complet încărcată sau de o baterie de 12V descărcată. Apăsați tasta de selectare program 11 pentru a selecta un program. Aparatul efectuează o măsurare de control cu un curent de încărcare pulsat. Și ăsta e un fel de test. Selectarea programelor. Deci avem aici câteva programe și avem patru programe mai exact. 6 V, motocicletă, mașină și pentru iarnă. Programul 2, hai să ne uităm la a, asta cu iarnă. Pentru încărcarea bateriilor de 12 V cu o capacitate de 14 A și 120 de în condiții de temperatură scăzute sau pentru încărcarea bateriilor AGM, apăsați asta de selectare program 11 pentru alegerea programului 4. Indicații. Acest program poate porni cu o ușoară temporizare. Simbolul de fulg de nea apare pe afișajul LED. În timpul procesului de încărcare, afișajul de încărcare clipește și indică progresul procesului de încărcare. Dacă bateria este complet încărcată, afișajul de stare indică 9, adică 4 bare, clipirea se oprește, iar aparatul comut automat în încărcarea de conservare. Ce înseamnă conservare? Conform descrierii de la selectarea programelor, aparatul dispune de o funcție automată de conservare în funcție de scăderea tensiunii bateriei prin autodescărcare. Încărcătorul reacționează cu un curent de încărcare diferit. Bateria poate rămâne o perioadă mai îndelungată conectată la încărcător. Dacă tensiunea bateriei scade prea mult, începe un nou proces de încărcare. Ăsta este ceea ce e foarte important și foarte util. Funcție de protecție a aparatului. Hai să schema aia, că trebuie să fie o schemă undeva aici. Că tot avem aici niște note. Și asta este schema de care tot povestește acest manual. În fine, cam asta e povestea, povestea mea. Asta am cumpărat acum la final de iarnă. Dar e foarte clar că va trebui să cumpăr cel puțin o baterie nouă. Și ca să nu mai distrug pentru iarna viitoare, mi-am cumpărat un aparat, dar cred că o să mai cumpăr unul. Pe ăsta o să-l testez și poate o să fac și un review. Aștept de la voi comentarii dacă sunteți interesați de așa ceva să testăm, pentru că am o baterie pe care o voi testa și în felul ăsta vom vedea cât de util este un astfel de dispozitiv pentru garajele noastre. Până data viitoare, apăsați butonul de subscribe, pentru că altfel nu avem cum să ne vedem, și butonul de like și eu vă salut și spor la treabă!